Ești din comuna Lețcani? Hai să-ți arăt ce am făcut în acești 4 ani la Consiliul Județean Iași pentru comunitatea în care și tu trăiești. Construim la Lețcani primul din cele 6 proiecte de dezvoltare a parcurilor industriale, pe care intenționăm să le implementăm la Consiliul Județean Iași și aici vreau să-i mulțumesc primarului pentru colaborarea promptă și eficientă. Am obținut fonduri guvernamentale în valoare de 8 milioane de lei și în curând vom operaționaliza acest parc industrial, care va crea locuri de muncă mai bine plătite pentru lețcăneni. 1,3 milioane de lei este suma aprobată prin PNRR pentru achiziționarea de mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru școala gimnazială Lețcani. Printr-un parteneriat cu Guvernarea Liberală, am obținut 11,5 milioane de lei ce vor fi investiți în modernizarea infrastructurii rutiere din toată comuna prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Prioritizăm mobilitatea ieșenilor și conectăm Lețcanul de localitățile învecinate prin realizarea obiectivelor de infrastructură rutieră, așa cum am făcut în anul 2023 cu drumul județean DG280C, Lețcani-Dumești. Este vorba de 4,4 km de drum județean pentru care am investit peste 8,2 milioane de lei din fonduri proprii ale Consiliului Județean Iași. 56 de milioane de lei fără TVA. Investim prin Apa Vital, construcția unei conducte de aducțiune de apă potabilă Lețcani-Poprican-Moimești în lungime de peste 16 km și asigurăm astfel accesul cetățenilor la cea mai importantă resursă, apa. 16 km de drum județean între Lețcani-Vânători, partea centurii ușoare de ocolire a municipiului Iași, vor fi modernizați, astăzi proiectul fiind în stadiul de proiectare. La Lețcani aveți un primar harnic și gospodar, pe colegul meu, Stelian Turcu, cu care împreună vom dezvolta și mai mult această frumoasă comunitate după alegerile locale. Pe 9 iunie, votați Stelian Turcu primar și echipa Partidului Național Liberal.